Calciul este un mineral vital nu doar pentru oameni și animale, ci și pentru culturile de legume, în mod special pentru tomate, ardei și castraveți. Calciul ajută la creșterea rădăcinilor, este foarte important în dezvoltarea și creșterea întregii plante, iar în lipsa lui nu se poate obține fructe sănătoase. Simptomele carenței de calciu la culturile de legume. Putregaiul apical al fructelor, prezent la tomate, ardei și vinete. Este foarte ușor de recunoscut, apare o pată în partea de jos a fructelor. Avortarea fructelor la castraveți, căderea și avortarea florilor la tomate, încovoierea fructelor, castraveții și ardeii se curbează, vârful vegetativ se usucă, cauze ale apariției carenței de calciu. Deficitul de apă este principala cauză a apariției acestor simptome. Chiar dacă solul este bine aprovizionat cu calciu, acesta nu este preluat de către rădăcină și nu poate fi transportat în țesuturile noi de creștere. Acest lucru se întâmplă atunci când planta nu absoarbe cantitatea necesară de apă. Temperaturile prea ridicate, de peste 45 de grade Celsius, determină oprirea completă a funcției de fotosinteză la plante. Din acest motiv este recomandată o bună aerisire a solarului sau a serei. Fertilizarea excesivă cu azot ar putea fi o altă cauză a deficitului de calciu. Lumina excesivă. O soluție la această problemă ar fi amplasarea plaselor cu gradul de umbrire de 40% în zilele călduroase de vară. Umiditatea aerului foarte mică, aerul este prea uscat în solar. Niveluri mari de azot nitric și amoniacal prezente în sol în urma fertilizării în exces cu gunoi de grajd. Nivel de salinitate prea ridicat în urma fertilizării solului în exces. pH-ul solului este mai mare de 7,5. Deficit de mangan. Prevenirea putrezirii roșiilor. Se recomandă folosirea unui sistem de irigare prin picurare sau creșterea frecvenței de udare, menținând aceeași normă de udare. O mai bună aerisire a serelor și solariilor, respectarea distanței de plantare, atât între rânduri cât și între plante. Aplicarea periodică, în mod special în perioadele caniculare, cel puțin o dată pe săptămână, a îngrășămintelor pe bază de calciu. Îngrășăminte naturale pe bază de calciu. Cojile de ouă reprezintă cea mai bogată sursă naturală de calciu. Iată cum le puteți folosi în grădină. Spălați cojile de ouă și uscați-le timp de câteva zile la soare sau mai rapid fierbeți-le sau uscați-le la cuptor timp de 30 de minute la 180 de grade. În acest fel vă asigurați că eliminați pericolul reprezentat de bacterii precum salmonella. Dați-le prin râșnița de cafea și transformați-le în pudră. Presărați în jurul plantelor. În lipsa unei râșnițe de cafea, puneți cojile de ouă într-o pungă, mărunțiți-le cu un făcăleț sau pur și simplu zdrobiți-le cu o piatră. Cojile de ou acționează și ca o barieră contra insectelor dăunătoare. Pe lângă calciu, cojile de ou mai conțin magneziu, fier, sul, fosfor, potasiu, zinc, sodiu, siliciu, fluor, mangan și multe altele. Laptele este o altă sursă importantă de calciu. Luați o cană de lapte și diluați-o cu 4 căni de apă. Fertilizați plantele la rădăcină.
pe lângă calciu, laptele mai conține fosfor, potasiu, magneziu, proteine și grăsimi. Vă puteți lăsa părerea într-un comentariu despre folosirea laptelui și a cojilor de ouă ca hrană pentru plante. Cel mai simplu mod de a ne susține munca este să dați un like videoclipului dacă v-a plăcut, să faceți click pe butonul de abonare și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când încărcăm un videoclip. Acest lucru înseamnă foarte mult pentru noi. Vă mulțumim pentru sprijin!